dacă afară este un ger cumplit, primăvara a ajuns și la Drochia. În data de 1 martie a fost dat startul șirului de evenimente consacrate sosirii acestui sezon. Festivalul Național de Muzică și Dans Mărțișor 2018 a adunat locuitorii orașului de la mic la mare. Foarte mult faci serbare de astăzi, mare și organizată. Foarte frumos și foarte mult. Absolut toți participanții s-au prezentat foarte bine și la un nivel foarte înalt, foarte plăcut. Suntem foarte satisfăcuți. De exemplu, eu sunt foarte satisfăcut cu ce s-au prezentat. Da, e la un nivel înalt, mă bucur de organizare, a fost tare frumos, mi-a plăcut. Foarte vesel și foarte bine. Am primit o satisfacție sufletească, chiar ne-a făcut o sărbătoare, cu toate că afară nu e primăvara, dar în suflet ne-a făcut căldura, cânticele, o sărbătoare plăcută. Foarte frumos, au fost diferite cântici, dansuri, bucurări, am simțit atmosferă primăverii. E foarte suflet, îmi amintesc așa evenimente să fac în Drochia. Chiar dacă e o mătă afară, e atmosferă de primăvară, e frumos, foarte tare. Cântecele, voia bună și atmosfera de primăvară au predominat pe tot parcursul festivalului. Mai multe ansambluri de muzică și dansuri populare din raionul Drochia au evoluat pe scenă în fața drochienilor. Nu vă uitați că sunt mic, la joc în sus juric, și acasă în sfârnicut, martie, prima zi de primăvară, este o sărbătoare care trebuie respectată, a menționat deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici. Este o tradiție pe care trebuie să o păstrăm și, desigur, să ne lăsăm urmașilor noștri. Haideți împreună să mergem și să facem tot ce este mai bun, așa cum vine primăvara, așa cum este frumosul. Și, desigur, mă adresez către dumneavoastră, Doamne, voi sunteți cele care contribuiți esențial pentru societate. Profitând de această ocazie, vreau să mă adresez către dumneavoastră, fiindcă suntem în ajun de sărbătoarea Ziua Internațională 8 martie, să vă aduc plecăciuni, să vă felicit și să vă urez ca zâmbetul de pe buzele dumneavoastră să nu dispară niciodată. Să fiți sănătoase! Să aveți multă dragoste și multă stimă de la cei apropiați. Prezentă la eveniment cu mesaj de felicitare către drochieni a venit și primarul orașului Drochia, Nina Cereteu. Dați-mi voie, din numele primăriei orașului Drochia și al meu personal, să vă aduc sincere felicitări cu această frumoasă sărbătoare. Să vă doresc din suflet ca această renaștere să vă inunde sufletele de multă, multă lumină, să vă renască cele mai frumoase speranțe, să prindă viață chiar și cele mai îndrăznețe visuri, să vi se realizeze tot ce v-ați pus în plan, iar soarele, care astăzi l-am văzut cu toții, deși era un ger cumplit afară, soarele a răzbătut, să vă inunde sufletele de multă, multă lumină, să vă aducă pace și liniște sufletească, iar Bunul Dumnezeu să vă aibă pe toți în pază. Festivalul Național de Muzică și Dans Mărțișor 2018 a adunat toți locuitorii pentru a întâmpina primăvara. Șirul de evenimente consacrate sărbătorilor de primăvară se va încheia în data de 10 martie printr-un spectacol de muzică și dans.